Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Face tânărul sub 20, Ștefan Balotelli Pastia. Ce să facă? S-a... Se bucură de vacanță. Repartizat? S-a înscris. Da. Cu codurile alea, nu știu, săptămâna trecută. Sau nu? Miercuri, acum se afișează. Miercoles. Da, miercoles și urmă, joi, vineri și luni. Da. Sunt înscrierile proprii. Deci, acum sistemul îți spune, ai intrat la liceul X, la Caragiale. Și, urmă, în aceste următoare trei zile, joi, vineri, luni, trebuie părintele cu copilul să ducă efectivamente la liceu să se înscrie cu ceva acte. Și se încheie un proces care durează doar de o lună. Cât a luat el la română? 9.50. Aha. Și la matematică. Deci de acum înainte, cred că toți elevii, mai puțin cei care iau 10 pe linie, toți vor face contestații. Pentru că, recent, Curtea de Apel din Oradea a dat o decizie prin care spune că notele la examene, în urma contestațiilor, nu pot fi scăzute. Da, m-am văzut. Pot fi numai crescute. E mișto. Mm-hmm. Înțelegi? Și o să urmeze? Deci păi deși la 9.50 poți să faci contestație. La orice poți să faci contestație, că nu mai e niciun risc. E o decizie care a venit după o acțiune inițiată de familia unui absolvent, presupun, adică nu cred că este absolvent, familia unui absolvent care a contestat o notă obținută la matematică la bacalaureat. Deci asta este o decizie care privește examenul de bac. Uh-huh. Și Curtea de Apel a cerut și schimbarea procedurii pentru examenul de bacalaureat. Vă explic imediat. Deci el a primit o notă mai mică după reexaminare. Și ca atare s-a dus și a dat în judecată și tehnica argumentației este următoarea. Avocatul orădean Mirel Ovidiu Alexandru, scrie publicația edupedu.ro, a susținut în instanță că, și citez, posibilitatea ca nota finală să fie mai mică decât cea anterioară contestației încalcă un principiu fundamental al dreptului, acela al neagravării situației în propria cale de atac. Deci, cu alte cuvinte, principiul fundamental este că dacă tu ceri să ți se facă dreptate, nu poate justiția să-ți dea o pedeapsă mai, să-ți dea o pedeapsă mai mare, ci rămâne cel mult așa. Și ca atare, Curtea de Apel a hotărât că din moment ce tu ceri să reverifice nota, că ești nemulțumit de nota ta, Ministerul Educației, mă rog, corectorii, n-au dreptul să-ți dea o notă mai mică. Și să vadă dacă poți să-ți dea ceva mai mult sau altfel o lasă așa. Păi și ce faci? Stai puțin, că lucrarea se deschide și se corectează din nou mai atent. Da. Acolo sunt niște... e un barem pentru fiecare punct. Da. Și iese mai puțin. Da, Curtea de Apel zice că asta e, iese mai puțin, la revedere, trebuia să-i dai mai puțin de la început. Păi tu constați o greșeală. Da, dar constați o greșeală la cererea elevului, acelui implicat. Păi și atunci nu poate veni și profesorul să solicite, să facă și el contestație. S-a făcut apel la decizia Curții de Apel, s-a făcut recurs, cum ar veni. Și o să vedem. Deci ministerul, sunt mai multe instituții. Ministerul Educației, Comisia Națională de Bac, Comisia de Bacalaureat de la Maramureș și Inspectoratul Județean Bihor, toți au dat în judecată, au cerut recurs, pentru că, evident, hotărârea asta va putea fi folosită ca precedent. În cazul în care rămâne definitivă, s-a terminat. Adică, asta e o bucurie pentru copii, adică să nu mă înțelegeți greșit. Da, dar, cum să nu? Dar cumva... Practic o să poată să corecteze de două ori din start, să nu mai există varianta de... Știi? Adică să facă cum ar veni comisia... Păi asta zici și Vlad la început. Toate vor fi recorectate. Da. Care-i problema? De ce să nu contești dacă oricum mai puțin n-ai cum să primești? Păi să cea mai tare... două serii de corecturi de profesor by default. Cea mai tare situație de contestație la BAC am trăit-o eu acum vara asta cu niște prieteni. Fiul lor a luat 9.90 la informatică și a făcut contestație. Și a luat 10? Serios? Eu am crezut că e Caterinca. Dar tu nu făceai, mă, uita dacă e regulă asta. N-are cum. Nu, domnule, a făcut perfect și el și-a dorit foarte mult să fac o contestație. Și-a făcut? Și-a făcut și-a luat 10. Păi vezi? Îți dai seama ce ambiție, bă. Da. Domnule, vezi că eu nu-ți dau 90, era, că... 10. Era super sigur pe el. Era super sigur 90. Pe el, dar oricum, adică what's the point? Eu dacă luam 9.90 plecam la Disneyland, ești nebun, ce contestație, ce... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.